campionatul a fost o competiție spectaculoasă. Chiar și finalul, după cum vedeți, a fost incendiar că s-a decis în ultimele secunde învingătorul, 3-2. În clasamentul general, după cum ați văzut, s-au calificat pe locul 3 echipa Academiei Militare Forțe Armate, care au disputat pentru locul 3-4 cu echipa Brigăzii 1, infanterie motorizată, și în finala mare s-au întâlnit echipa Batalionului cu destinație specială și echipa Brigăzii 2, infanterie motorizată. Ca rezultat, infanteriștii s-au lăsat pe locul 1. Am avut o joacă foarte interesantă, grea, dar ne-am străduit, ne-am pregătit un pic. Am avut cât de cât timp pentru antrenament. Am depus multă muncă ca într-un final să ne bucurăm de locul întâi. Pentru locul întâi lupta a fost foarte grea. Echipa noastră s-a clasat pe locul 3. Evident că am avut și emoții, am un simț esențial ca să ne clasăm în top în 3 locuri. Evident, nu a fost ușor. Am luptat pentru fiecare minge în continuu. Și evident că acest rezultat se datorează întregii echipi. Toți jucătorii au depus efort la maximum ca să obținem acest rezultat.